minte profunde Dumnezeu privește universul. Toată creația e înnoită pe baza cuvântului lui. Cerul se schimbă, la fel și pământul. Omul își arată esența sa. Când Dumnezeu a creat lumea, toate lucrurile erau clasificate la fel și tot ce avea formă vizibilă. Apropie de final, el va deface lucrurile cum erau când au fost create. Puțin câte puțin, pas cu pas, oamenii sunt clasificați. Se întorc în familiile de care aparțin. Dumnezeu e încântat de asta. Pe el nu-l poate tulbura nimic. Lucrarea nu-i măreață, se încheie sesizabil. Imperceptibil toate lucrurile au fost schimbate. Puțin câte puțin, pas cu pas, oamenii sunt clasificați. Dumnezeu va deface toate lucrurile cum erau când au fost create. El face ca tot să se schimbe și readuce tot în planul lui. Timpul a venit, finalul planului lui e aproape. Necurată te vei prăbuși sub cuvântul lui. Vei fi nimicită ca urmare a planului lui Dumnezeu. Tot ce a creat el va câștiga o viață nouă prin cuvântul lui. Și conduși de Dumnezeu. Pământul și apele aclamă și râd Israel care a înviat. Să nu fiți mândri de predestinarea lui Dumnezeu. Cine a plâns odată? Cine s-a văitat? Israelul nu mai există. Israelul de azi s-a ridicat în lume. S-a ridicat în inimile tuturor oamenilor și primește sursa vieții prin oamenii lui Dumnezeu. Egipt odios, cum să fii împotriva lui Dumnezeu? Cum poți scăpa de mustrarea lui datorită milei lui? Cum să nu existați în mustrarea lui? Se împotrivește, va fi mereu pedepsit, căci Dumnezeu este gelos. Nu ignoră ușor faptele oamenilor. El cercetează întreg pământul cu dreptate și măreție, cu mustrare și mânie. El apare în lume la est pentru a se arăta oamenilor de pe pământ. Puțin câte puțin, pas cu pas, oamenii sunt clasificați. Se întorc în familiile de care aparțin. Dumnezeu e încântat de asta. Pe el nu-l poate tulbura nimic. Lucrarea lui măreață se încheie sesizabil. Imperceptibil toate lucrurile au fost schimbate. Puțin câte puțin, pas cu pas, oamenii sunt clasificați.